Salutare, prieteni! Eu vă zic bună seara! E ora 19:00, conform programului, noi începem să lucrăm. Și asta înseamnă că azi discutăm o temă destul de interesantă, bănuiesc, sper, pentru voi. Eu de fiecare dată subiectele legate de social media le savurez în a le povesti și le învăța și a le implementa. Azi discutăm despre cum să nu pierzi bani degeaba, cum să-i pierzi așa serios, în promovarea pe rețelele de socializare, în social media. Cu alte cuvinte, știți, foarte mulți vor să promoveze, cum să promovezi corect, cum să promovezi mai eficient, cum să nu cheltui bani în online sau cum să lucrezi mai eficient legat de campaniile publicitare pe care le faci în Facebook și Instagram. Despre reclame. Azi o să discutăm și vreau să vă salut pe toți, pe toți cei buni la suflet și chip, după o pauză cu ocazia sărbătorilor de anul nou. Am revenit în plină forță. Sper mult că sunteți sănătoși, sunteți bine. Haideți să vedem cine și de unde este. O să facem cunoștință un pic, vreau până să mai adună lumea, un minut, două, să facem cunoștință. De unde sunteți, din ce regiune a Moldovei, ori a continentului? Scrieți-mi țara, orașul, de unde veniți, ca să dau seama, știu precis că mă uitam în lista înregistraților, au fost peste 200 de înregistrări la acest webinar, respectiv așteptăm până la 100 de participanți. După statistică și sunt din diferite colțuri ale lumii, Marin Chișinău, Veronica Chișinău, Alina Chișinău, Barcelona, iată, v-am zis, bine ați venit, LA, Los Angeles, Chișinău, Chișinău, așa, Chișinău, o bună parte sunt din capitală, în Franța, orașul Marseille, Marseille. Vă salut pe toți, Scoția, UK. Scoția, Verona, Marea Britanie, Cahul, alături, Marea Britanie și Cahul, vecini, Florida, Florida, Italia. Ba, vă salut pe toți, mersi mult pentru că ați fost atât de proactivi și vreau să săvorați această seară, să primiți content, să puneți întrebări, pentru că cumva comunicarea noastră va fi din câteva blocuri. O să avem partea de conținut și o să avem partea de Q&A sau întrebări-răspunsuri. Așa, Chișinău, Chișinău, Italia. Bun, bun, bun. Vă spuneam despre faptul că noi urmează să facem cunoștință cu voi. Vreau să văd pe cât de mult, pe cât de deep, am înțeles că se vede, se aude, tot ok. Respectiv, vreau să văd pe cât de deep noi ne cunoaștem. Pe cât de deep ar trebui să facem induction-ul în cine sunt eu și de ce azi eu mi-am permis și voi comunica cu voi în următoarea oră jumate. Vreau să-mi spuneți dacă ați mai fost la webinare sau sunteți prima oară la webinar de genul dat de la Talmazan School, prin 1 dacă prima dată și cifra aproximativă cam a câta dată sunteți la webinarele noastre. O informație, poate știți cum, la webinar, la webinar, mai ales dacă mai duci la toate webinarele, puteți să te roagă să scrii ceva și eu înțeleg că e tare specifică rugămintea asta, dar mă ajută să înțeleg un pic audiența. Dacă eram în sală, vă simțeam, vă vedeam, dar acum am format online, nu-mi rămâne decât să vă pun anumite întrebări și să vă rog frumos să fiți receptivi ca să înțeleg atmosfera. 1-1, 2-1, 3-1-1-1. Aproximativ a treia oară, a treia oară, 1, 1, 3, 1, 3. Au fost cineva de 3 ori și cineva o dată, ca două audiențe câștigătoare. Prima dată, prima dată. Bun, bun. Ce vreau să vă zic este că azi eu vorbesc despre social media și în contextul social media experiența mea vine de ceva timp. Respectiv, dacă vorbim despre mine, spune Dumitru Talmazan, sunt certificat Facebook, Republica Moldova, sunt certificat MBA Executive, sunt antreprenor digital, am câteva afaceri în domeniul digital, sunt speaker internațional, expert în digital comunicare și comunicarea pe care eu o să o am prin prisma seriei de azi va fi inclusiv prin acele proiecte la care eu sunt fondator și care mă formează ca experiență, ca expertiză legată de digital, legată de
online marketingul. Sunt speaker internațional și mă refer la proiectele Business Moldes, Universitatea Sinergia, Sidorian Lab, Mazan School, proiecte care activează în mai multe țări, proiecte care mă ajută să lucrez la nivel de livrabile, destul de intens, și asta îmi place să fac și o fac deja de 6 ani de zile, cu peste 200 de companii pe care noi le-am promovat, cu peste 2000 de participanți anuale care trec instruirile noastre, cu peste 30.000 de participanți în format online, webinare, evenimente, și bugetul nostru pe care îl administrăm a clienților noștri depășește de 300.000 de euro. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă un detaliu, cu siguranță, pe lângă faptul că înseamnă experiența prin prisma care eu vorbesc. Asta înseamnă că azi eu practic mă voi baza pe fundamentul acestor cifre. Deci dacă noi vorbim de elementul că concluziile de publicitate pe care le voi face, soluțiile sau alternativele sau sfaturi care o să auziți azi vor fi exclusiv prin prisma la acești ani, la aceste proiecte, la această realitate în care noi vorbim. Deci aia, vă spuneam despre experiența trecută, la ea am ajuns foarte simplu, știu, poate să află dacă spate încă un mic sondaj și începem, încă unul, vă rog. Cu care rol voi vă asociați cel mai mult? Sunteți student, sunteți freelancer sau sunteți antreprenor sau angajat? Cine voi sunteți? Care este rolul care vă caracterizează la etapa actuală? Care este rolul cu care ați vrea să vă prezentați? Bună ziua, mă numesc, sunt antreprenor sau freelancer. Dați-mi în comentariu pentru ca să înțeleg anume încă în contextul din pe care perspectivă voi ascultați informația asta. Așa, mai ales cei care prima oară au scris că au ajuns la noi la webinar, ok, antreprenori, freelanceri, studenți, angajați, cadru didactic universitar, student master, antreprenor, angajat, antreprenori, angajați, antreprenori, student, studentă, masterand, așa, freelancer, antreprenor. Ok, să înțeleg că chiar dacă sunt aici angajați cu o mindset de freelancer, antreprenor, ori dacă este freelancer, deja cu mindset de freelancer, antreprenor. Vectorul este proactiv, așa, angajat, ok. Eu am început la fel ca angajat. În general, calea în social media acești 6 plus ani deja țin de faptul că cam așa 10 ani urmă arăta Dumitru Talmazan. Eu eram director la o agenție de nunți și eu activam cumva ca decorator de eveniment, agenția special.md, și îmi place să zic că istoria mea începe cam de aici. Și aici este, nu știu dacă sunt generații care știu și văd de aici, nu doar un telefon, dar un telefon care făcea tare multe, mai mult decât sune. Pe timpul acela, cam așa arătau postările pe care eu le cream. 2013 era perioada în care neapărat trebuie să fie cafeaua de dimineață. Eu nu știu dacă este cineva care a postat postări, făcea postări 10 ani în urmă, dar social media era total diferită. Deci, dacă observați în screen-ul din imagine, aici noi vedem și poza lui Dumitru Talmazan în loc, în colțul drept. Noi nici nu știem că asta se numea, spre exemplu, personal branding, dar ca tare, așa se numea, personal branding. Făceam intuitiv postări de poziționare, postări de tot ce înseamnă content, care era foarte intuitiv. Dar asta a fost ieri, azi noi deja suntem un pic mai departe, azi deja acești ani care noi am dedicat, cum se zice, știți, acele 10.000 de ore, arată că calea noastră, cumva, dacă aș schița-o, și poate pentru freelancer poate fi util acest moment, dacă să luăm o pânză albă și să schițez calea mea, arată cam așa, prin 2013-2014 am lucrat ca angajat, după care am lucrat ca angajat, doar că la diferite companii cu diferite roluri, din 2018 până în 2020-2021 deja lucrez ca reprezentant acestor companii și speaker în câteva țări, și în spatele meu sunt sute de branduri care le-am consultat,
care am făcut instruire, care am lucrat ca parteneri, care le-am promovat, care am făcut audite, care le-am făcut traininguri de consultanță corporativă, asta înseamnă 6 luni de instruiri a angajaților. Păi iată, e cam așa, acești ani au trecut și dacă sunteți gata să porniți la drum cu așa un moment, dați-mi un fire, un go, un să începem în comentarii. Să înțeleg că sunteți gata și că vreți să startăm cu partea de conținut. Îmi place să zic go, 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 da. Să pornim. 70 de persoane sunt conectate. Nu uitați, dacă nu vă este complicat și rușine, să faceți un stories, să faceți niște schițe, cum scrieți și notați, îmi dați post-factum, să tăguiți prietenii, să mă tăguiți pe mine, talmazan.media, și să spuneți că avem un webinar. Azi discutăm despre elementul de social media și promovare. Și respectiv, haideți să vă spun subiectele prin prisma cărora noi azi discutăm. Deci primul subiect care vreau să de la care pornim noi în general comunicarea noastră este, sunt platformele de comunicare și azi vorbim de platforma Facebook și Instagram. Am scris Facebook pentru că o să vă explic elementul de viziune legat de partea de ce Facebook-ul are un rol destul de important în industrie dată. O să discutăm neapărat despre conceptul de remarketing. Ce e asta? Cum asta? O să discutăm despre buget, cum se redistribuie bugetul și, în general, contează sau nu că cheltui 5 dolari, nu cheltui deloc sau contează că cheltui 1000 de euro. O să vorbim despre partea de creativ și cum ea influențează asupra publicității și neapărat tipsuri și diferite chestii interesante pentru voi ca oameni care lucrează sau care vor lucra. Trebuie să menționez un detaliu că la final vor fi și ceva oferte interesante pentru cei care vor să înceapă calea în domeniul social media. Ce am observat noi, dacă sunteți din Republica Moldova, dar dacă și nu, noi avem apropo un program care se cheamă Mentor My Business și avem vreo 3 participanți de peste hotare, din Chicago, din Londra, avem din Canada, Franța și respectiv noi ne dăm seama că social media, de fapt, este o industrie atât de interesantă cât și pentru promotori, pentru cei care vor să se promoveze, cât și pentru cei care vor să presteze servicii în acest domeniu. Pentru că voi aveți posibilitatea, fiind mămică și ajutându-vă soțul, copilul, stând cu el, ocupându-vă, fiind studenți, dedicați 2, 3 ore, 4, 5, 6, lucrând într-un domeniu care nu mai este actual, ori v-ați plafonat, să migrați în zona de project management și social media comunicare, pentru că următorii ani ea va fi destul de întrebată. Și creșterea și ca calității se cere, dar atât și crește și salariul și cererea în piață. De aceea, pentru cei interesați, noi avem câteva programe, respectiv la final o să puteți beneficiați de ofertă care standard nu puteți cumva să o procurați. Iar pentru restul, care vor să înțeleagă cam cum creați publicitatea și ce asta, este ca și content destul pentru sesiunea de azi. Haideți să începem cu primul element. Primul element la noi, după cum vă spuneam, este platforma. Și aici vreau să marcăm foarte clar un detaliu. Voi cum credeți? Care ordine este mai corectă? Noi discutăm despre Facebook și Instagram sau Instagram și Facebook. Cum în social media, în digital comunicare, din Facebook și Instagram, ar fi poziționarea mai corectă? Ce este mai important? Facebook plus Instagram sau Instagram plus Facebook? Hai puneți fi sau if. Facebook, Instagram sau Instagram și Facebook. Da, ca să vă dau detalii, ca să înțelegeți mai bine, pe ce ați pune accent? Să știți gine Facebook-ul și pe urmă Instagram-ul sau să știți gine Instagram-ul și pe urmă Facebook-ul? E că cum voi înțelegeți Facebook și Instagram, FB și Insta, fi Instagram, cineva zice, if Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Facebook plus Instagram, Facebook, Instagram.
Ok, mai mulți pentru prima variantă, Facebook și Instagram. Spuneți-mi, printr-un plus, dacă cineva a auzit acest termen pe care îl vedeți în ecranele voastre, business manager. Plus dacă ați auzit, minus dacă nu ați auzit. Vă rog foarte mult. Noi începem unul din specificurile activităților în webinarele Marca Talmazan School este că, pe de o parte, încerc să vorbesc maximal simplu, maximal coborând de pe piedestalul speaker internațional, dar pe de altă parte este inclusiv și elementul ăsta de anumit termen, pentru că noi nu vorbim despre dezvoltarea personală și noi discutăm despre sinteza psihologică și microbiologică. Noi discutăm despre instrumente, despre cum să cheltui bani, dar bani ar însemna niște termeni, niște cifre, niște logică, niște elemente care câteodată nu se află pe primul nivel de conștientizare. De aceea, spuneți-mi dacă ați auzit sau nu despre business manager. Așa, plus, ați auzit, minus nu. Sunt vreo trei minusuri și mai multe plusuri, mai mulți au auzit despre business manager. Elementul de importanță a procesului de lucru cu platforma, cu elementul de Facebook și Instagram. Eu totuși sunt adeptul că Facebook este mai important decât Instagramul, chiar dacă trebuie să fim de acord că în unele nișe ele se descurcă și fără Facebook, folosesc doar Instagramul ca catalog de produse sau ca online magazin, ca shop online. Respectiv, noi ne dăm seama că excepții sunt, dar dacă noi vorbim despre niște reguli, o să vă explic ce e cu acest business manager și care este logica poziționării acestui segment platforme și de ce Facebook plus Instagram, dar nu Instagram plus Facebook. Dacă voi veți ști Facebook-ul foarte bine, la nivel de conținut, algoritm, mai ales la nivel de publicitate, pentru că când vorbim despre cum a cheltui banii corect în rețele de socializare, în social media, noi vorbim de două categorii de cheltuială. Prima, asta e production-ul, banii care voi veți investi în a crea conținutul. Și a doua categorie, asta este elementul de buget de promovare, ca acest conținut să-l vadă lumea care voi vreți ca ea să vadă. Respectiv, vine momentul că partea de ecosistem publicitar, acolo unde setați publicitatea, și nu contează că setați voi din telefon, că setați voi boost post, sau setați voi publicitatea story, sau setați voi din business manager, din ads manager, campanii complexe, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, nu contează forma. Odată ce voi activați publicitatea în Facebook și sau Instagram, se activează ecosistemul Facebook. Adică dacă noi ne promovăm în Facebook, se activează ecosistemul Facebook, dacă ne promovăm în Instagram, se activează ecosistemul Facebook. Ceea ce înseamnă că, în primul și în primul rând, eu aș recomanda social media managerilor care vor să lucreze și Facebook și Instagram și Stories și boost post și campanii și content, să studieze partea de Facebook. Pentru că înțelegând cum lucrează logica de Facebook, la Instagram o să fie doar un simplu upgrade la nivel de interfață și la nivel de stilizare. Sunt rețele total diferite, după jobs to be done, după poziționare, după conținut, dar ca element de cultură, atunci noi înțelegem că partea de Facebook și Instagram sunt diferite. Un alt element care trebuie să-l coborâm mai jos și aici vreau să ne gândim cumva prin prisma unui tunel. Adică, sus, noi spunem, ok, ne-am apreciat, să ne imaginăm că noi am spus, bun, am știut, ne-am convins, nu am știut, am aflat. Facebook-ul trebuie desăpat acolo, de înțeles, care e faza cu publicitatea în Facebook. Mai jos, coborâm în tunel, noi înțelegem, ok, dar ce influențează asupra rezultatului? Cineva spune că bugetul. Bugetul poate că influențează, dar asupra rezultatului influențează destul de mult și oferta, dar și creativul. Cum voi veți face anunțul vostru și din numele căruia voi veți promova. Respectiv al doilea bloc, al lui este partea de creativ. Cum se comportă această parte de creativ în elementul de publicitate? Dacă noi vorbim de Facebook Ads, noi spunem ambele, azi mergem pe două vectori, din câte ați observat, este Facebook Ads și este Instagram Ads, da? Respectiv, dacă noi mergem pe vectorul de Facebook Ads, aici eu la partea de creativ aș adresa un element destul de important să îl discutăm, care se numește recognoscibilitate.
Ce facem noi în continuare? Noi trebuie să acceptăm, credeți-mă pe cuvânt, ega, pur și simplu credeți-mă, cu cât mai e mare brand lift-ul, este așa un termen în social media, brand lift-ul vostru, cu atât mai mare este recognoscibilitatea brandului vostru, cu atât mai multe, unu, clicuri voi să aveți, doi, ieftine ele vor fi. Dacă brandul nu este cunoscut, probabilitatea să aveți un preț bun la nivel de licitație e foarte micuț. O să facem cu voi un test. O să aveți, luând în vedere că cineva se uită de pe telefon, cineva de pe calculator, o să vă dau ce este brand lift, este nivelul de recognoscibilitate a brandului vostru. Adică, două cuvinte, brand și lift, pe cât liftul brandului se ridică în sus în piață. Olga, despre, la întrebarea ta răspundeam. Dacă este așa în campanii, în instrumentele publicitare a Facebook-ului și Instagram-ului, există așa un instrument care se cheamă Brand Awareness. Respectiv, Brand Awareness are CPR, cost per rezultat. Calculul acestui instrument, eficiența acestui instrument sau sarcina acestui instrument este să ne arate cât de recognoscibil este brandul nostru. Cu alte cuvinte, dacă noi setăm o publicitate cu acest instrument din contul de publicitate, ea ne va arăta 10.000 de oameni, spre exemplu, ne-au văzut și din 3-4.000 vor ține minte brandul nostru în 3 zile. Dacă noi o să facem așa tip campanii, nu acolo de diferiți, diferite, să ținem minte, ca un exemplu, da? Dacă noi o să facem periodic așa campanii, noi să vedem către ceeași audiență în ianuarie au fost 3.000 din 10, a doua lună 4.000, a treia lună 8.000, adică noi vedem că brandul nostru crește, recognoscibilitatea lui crește. Vreau să facem un test cu voi și vreau să fiți foarte atenți acum la ecranele voastre. Pentru că eu voi schimba acuși slide-ul și o să aveți 7 secunde. 7 secunde, v-am lăsat timp dublu pentru că cineva e cu telefonul și poate să nu reușească să vadă. Dar vă dau 7 secunde, după care eu schimb înapoi cadrul și voi îmi răspundeți la o întrebare. Deci, 3, 2, 1, spuneți-mi, vă rog mult, ce branduri ați recunoscut în acest ecran. Spre exemplu, noi acum avem încă 2 secunde și eu v-am mutat elementul de imagine. Spuneți-mi și scrieți-mi ce branduri vi s-au memorat. Cu siguranță că eu am vorbit și poate asta v-a sustras. Cu siguranță ecranul probabil era mititel. Cu siguranță la cineva era blur sau nu era tare clar. Zeci de motive. Dar credeți-mă, în contextul de realitate în care postarea voastră apare în feed la om, cam așa și se întâmplă. Scrieți-mi ce ați văzut. Ați văzut așa Cricova, Orange Avon, Metro, Orange Poșta Moldovei, Orange Metro, Orange Cricova, Orange Metro, Cricova, Orange Avon, Orange Cricova, Orange Avon. Adică oamenii au văzut în mai mare parte Orange-ul, au văzut Cricova, au văzut Poșta Moldovei cineva, Metro cineva l-a văzut, Vivispa, Ina au văzut Vivispa-ul. Așa, Ina, ești la Vivispa sau mi se pare nie? Metro, Orange Avon. Bun, al doua etapă. A doua etapă, sunteți bravo, mersi tare mult că voi, Poșta Moldovei, poliția. Poliția, unde e poliția? Unde e poliția? Este și poliția. Respectiv, a doua etapă, care vreau să fiți cu noi, este să îmi spuneți ce postări, mai bine zis, din partea cui sau despre ce, orice cuvânt care vă vine în cap. Deci acum o să vă arăt vouă niște postări, o să aveți la fel 7 secunde și voi trebuie să spuneți despre postare, brandul, produsul, denumirea, ce ați memorat din aceste postări. Respectiv, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Vă mai dau încă 10 secunde. Haideți, încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajungi. Spuneți-mi, vă rog mult, din numele cui, ce fel, despre ce ați văzut voi postări în ecranele voastre. COVID? Păi și COVID ați văzut? Ați COVID?
Arată-ne, să vedem. Așa. Shopify, Laurent, Shopify, marketingul anului, așa, nu. Marketingul 2019. Laurent Soares Sas, dacă nu mă greșesc. Laurent. Ok. Laurent. Marketingul anului, așa, nu. Ok. Lider Caci. Așa, da, așa, nu. Ok. Bun. Mersi de răspunsuri. Dacă voi observați, există două zone destul de importante în contextul de creativitate a produselor voastre care voi trebuie să luați în calcul. În primul rând, ăsta este logotipul. Cum voi veți crea brandul vostru? Ce culori veți folosi? Cât de încărcat va fi logotipul vostru? Cât de simplist, dar nu simplu, sau nu simplu, dar nu simplist va fi logotipul vostru? Cât de recognoscibil el va fi? Multe branduri acolo sunt și la voi în feed, când voi faceți scrolling, când voi vă uitați la postările voastre în Facebook sau în Instagram, nu contează atât de mult elementul unde, dar voi vă uitați și voi faceți scrolling. Și voi vedeți în primul rând logotipul. Și fiți de acord, dați-mi un feedback cu plus dacă sunteți pe aceeași undă cu mine și dacă sunteți de acord cu următoarea idee. Că noi când ne uităm în lentă, în feed-ul nostru, și noi când vindem logotipul, brandul X sau Y, noi deja știm despre ce va fi postarea. În același timp, în milisecunde, se întâmplă un calcul dacă voi vreți sau nu să auziți contentul de la această postare și în același moment voi faceți next. Sau da, sau nu. Adică voi vă uitați stories și apare posterul lui Talmazan și vă spuneți, oh, nu, iar este acum Mentor My Business. Și next, mai departe. Sau voi faceți next și Emilian Creț. Oh, ia dă-o leac să vedem și acolo mai făcut Emilian. Sau invers, sau Talmazan și Emilian next. Adică există un brand care în capul tău a creat o fel de paradigmă. O paradigmă despre ce va vorbi el. O paradigmă, un locușor în care el are un soi de emoție, un soi de tip de conținut. Și atunci când tu vezi acest brand, tu te întrebi și îți răspunzi deodată. Tu vrei sau nu vrei? Dacă vrei, click. Dacă nu, nu. Respectiv, o parte din oameni sunt de acord cu mine, mersi mult. Respectiv, când noi vorbim despre treaba asta, e mega important de înțeles. Deși voi nu aveți click-uri. Sau de ce pe anunțurile voastre nu se va clica? Păi din motiv că ori voi ați creat paradigma incorrectă în cap la oameni, ori, și mai rău ca paradigma incorrectă, este că ei nici nu vă știu. Uitați-vă în Instagram ce paradox se întâmplă la noi. Dacă noi vorbim despre publicitatea în Instagram, noi avem așa un element ca stories-urile. Respectiv, noi avem două elemente vizuale și strategice. Primele două stories-uri sunt vizual corecte. A doilea, asta este, știți când voi faceți promovarea din lentă și în stories. Și poza sau imaginea este pe mijlocul ecranului, mai jos este în text, în trei punctișoare, textul care voi l-ați scris la descrierea posterii. Respectiv, ce se întâmplă aici? Eu când văd, și aici dați-mi cu foc, dacă sunteți de acord cu mine sau nu, să înțeleg, în general, audiența care este vâsnami, este că când noi facem scrolling în stories, mai ales posterile publicitare, mai ales cele publicitare, când noi facem hop și iar ne merești pe niște mock-up-uri de la de-astea, stiluri de la Lightroom sau ne merești pe la niște dwiz, quicks, double, dribble care îți faci din video, care tremură și montezi ca boc. Sau de la masterclass cacoita star american ne arată și o să ne învețe viață. Adică tu vezi niște anunțuri publicitare de la brandurile pe care, unu, tu nu le cunoști, doi, tu n-ai cerut ofertă. Tu un fel din că mai înțelegi, deși Orange te-o targetat sau Molcel sau Mol Telecom, dar deși te-o targetat In The House, Lightroom, Slash, Jos, Underground, inimioare, tu habar nu ai. Respectiv, gradul de credibilitate la așa posteri este foarte micuț. De aceea, noi spunem și trebuie să luăm în considerație că atunci când noi, pe platforma Facebook sau Instagram, creăm o strategie de comunicare publicitară sau și nu aici, unul din elementele performanțelor cum să ne promovăm
este să investim în recunoștibilitatea brand lift-ul nostru, ca oamenii când se vadă logotipul ăsta, să înțeleagă că noi suntem soluții de marketing sau servicii de catering sau gene, sprâncene, consultanță și hamali. Adică noi deja citind logotipul, culoarea, simbolurile, vom reacționa la posteri. Pentru că voi pe Lorand îl cunoașteți, l-ați văzut, el a investit tare mult în marketingul, mai ales pe regiunea Chișinău, respectiv în online, ele foarte, cu bugete foarte mari. De ce? Voi când vedeți o imagine cu dânsul, voi deodată asociați produsul, produsul lui Lorand. Și atunci voi o să clicați sau nu, în dependență, vreți sau nu vreți un curs de instruire de la Lorand. Aceeași strategie și V.H. Pokorny Sluga o are în contextul de dezvoltare personal brandingului, ca să putem să avem o comunicare mai bună. Mergem la următorul punct, un punct dureros, durerea aici, este strategia de buget. Eu am vorbit nu odată despre buget și îmi place acest punct să-l introduc în în comunicarea, în orice webinar, când e legat despre buget. Și întrebarea mea este, dacă voi faceți promovări pentru businessul vostru sau cineva face pentru businessul vostru sau voi faceți pentru businessul altcuiva, nu contează, dacă aveți interacțiuni directe sau indirecte cu bugetul, câți bani cheltuiți voi în rețelele sociale pe lună? Scrieți-mi, vă rog, în comentariu, câți bani voi cheltuiți pe lună? Pentru că cât de bine nu ați ști platforma, cât de interesant nu ați seta creativul, dacă voi nu veți pune buget pe deoparte, nimeni n-a să vadă acest creativ. Șanse ca noi să intrăm în impact viral și să facem postări doar virale, șansele sunt foarte mici. De aceea noi pornim că bugetul în ziua de azi, în ziua promovărilor, este un element crucial, inevitabil și foarte normal. Așa, 200, 300 de euro, 300 de euro, 600 de roni, 300, 450 de euro, 60, 80 dolari, 0, 0, 30, 100. Aha, ok, 200, 0. Bun, dacă noi vorbim despre buget, ce aș vrea să vă povestesc sau să vă fac o paralelă este că aici chiar eu aș putea să mi-asum responsabilitatea să vă spun care e realitatea în piață. Pentru că în toate aceste companii, peste 200 la SAP, peste 2000 la SCHOOL, peste 30 de consultanțe corporative, am intrat în detalii la sute de antreprenori anual pe care eu îi văd, mie eu aș spune deja, în care întru să văd care e bugetul, din ce nișă. În foarte multe industrii deja am fost ca consultanță, să creare departamente de marketing sau audite activității lor. De aceea aici intervine așa un moment că văzând o imagine, eu am adaptat-o pentru că e perfect, se pliază cu realitatea în piața la noi. Iar arată în felul următor și dacă noi să luăm așa dezvoltarea societății, o să o luăm inclusiv și cu dezvoltarea bugetelor în marketing. Dacă voi aveți zero buget de publicitate, punem în considerație că în rusă este așa un termen, sper mult să înțelegeți cine cunoaște limba rusă, cine română să-mi cer iertare, este așa un termen, se cheamă grubii srez. Adică, așa, nu microscopic, dar așa, în mare parte, da? Este așa o realitate. Din, spunem așa, din 100 la 80 de business-uri, cam așa. Dacă voi nu aveți buget, bugetul vostru e zero. Voi, practic, nu existați în social media. Pentru că bazându-ne doar pe postări organice, pe noi să ne vadă doar câteva procente din cei care au dat like. Probabil excepții vor fi niște nișe, cum ar fi televiziunile, sau ha-ha-hi-hi, sau prank-uri, sau unde nu-i concurență deloc, dar produsul e tare, tare întrebat. Adică de ce atunci voi numai postați și ca pâinea caldă vă luați postarea. În rest, toți noi avem concurență.
Toată activitatea în online se petrece în bază de CPM, cost per 1000 de share. Și dacă noi vrem să ne vadă mai mulți oameni, organica să ne vadă cei care au dat like, share-ul din share, impactul viral, dar asta înseamnă că noi trebuie să investim poate nu în publicitate, dar în creare de conținut. Că nu poți pur și simplu să intri în Canva, să faci o poză așa cum să o faci, să o postezi pe o pagină în care ai 1000, 2000, 5000, 10000 de like-uri, în Facebook, în Instagram, și să ai 1 milion de vizualizări. 500.000 de vizualizări. Nu poți. În primul rând, tare multe pagini sunt limitate la algoritm că vă văd tot acești oameni. Imaginați-vă, voi sunteți domnișoară, doamnă, ați dat like la fotograf și fotograful a făcut nunta, poate nu de la dânsul ați cumpărat pentru că ați dat like la vreo 25 de fotografi și de-am la anul vouă nu vă trebuie fotograf de nuntă. Dar el continuă să publice. Ai nuntă în 2022? Carantina te-a prins în circumstanțe? Vine la noi pentru că noi avem pachetul video a doilea fotograf gratuit. Pentru ce ți-ai ofertă de asta? Tu nu mai interacționezi cu așa content, respectiv Facebook-ul vede că pentru tine nu e relevant așa tip de conținut și nu-ți mai arată. Astfel, algoritmii nu ne permit ca noi să lucrăm. Mergem mai departe după desenul ăsta și vorbeam despre publicitate și vă spuneam că sunt câteva etape și după ce noi specificăm că noi suntem în Facebook, Instagram, înțelegem platforma, noi înțelegem importanța creativului care noi îl creăm, logotipului din care noi promovăm, dar ca tot să se vadă, noi punem buget. Spuneam că sunt câteva nivele în care compania voastră poate să se poziționeze. Dacă în poziționare nu intră intră în contrast cu ceea ce spun eu, înseamnă că faceți parte excepție, genul eu n-am banică, dar la mine merge business-ul șicarna sau eu cheltui 50 de euro și la mine e șicarna. Atunci sunt două ipoteze la voi. Prima, la voi într-adevăr este o excepție, de asta unul la 100.000. A doua, voi nu corect ați pus KPI-ul. Când noi vorbim despre faptul că la noi tot merge ghine, asta și el mai des din cauza dacă noi nu numărăm. Sau, spre exemplu, voi postați și parcă vin clienți. E că așa este o vorbă. Parcă clienți vin. Și tu întrebi câți? În principiu nu ne scriu. De unde? Din internet. Adică că noi nu avem o claritate că noi avem generare de lead-uri din Facebook organic sau cu plată sau prin referral de la influencing pe Instagram, spre exemplu, că nu este o numărare de lead, client, vânzare, check mediu, atunci noi nu putem vorbi despre faptul că lucrează. Așa, intuitiv, așa, sunt eu, bate vântul de la stânga, da? Așa, respectiv, penultimul nivel care cel mai des întâlnit, asta este nivelul de, este de puțin, asta e de la 200 la 500 de euro, deja 200 de euro în Republica Moldova este puțin, dar se poate de făcut treabă. Foarte multe branduri, în jur de 70-80% din clienții noștri operează cu un buget de la 300 la 500 de euro, respectiv elementul final în care noi zicem că în Moldova. În internațional, spre exemplu, în anumite orașe se poate socotit ca Moldova. Dacă vreți pe toată, pe tot UK-ul sau pe tot America, atunci istoria e alta. Dar pe un oraș se poate luat așa megapolis de 1 milion de oameni în toată Moldova, respectiv acolo megapolisuri cam fix așa 2, 3, 5 milioane. Deci e ultimul nivel, asta este nivelul de este de la 1000 de euro în sus. Ce înseamnă că este? Ce înseamnă că bugetul este puțin sau nu este deloc sau este de lucrat? Bugetul influențează direct la câte mesaje, oferte noi putem să trimitem în piață. Doi, cât de complex vor fi aceste promovări. Pentru că noi avem o realitate în care noi spunem în felul următor. Noi avem o campanie, și noi așa să vedem la strategie de campanie cum e poate fi luată în calcul, și această campanie trebuie să vândă. Dar în dependență ce vindem noi? Transplant de păr, alungirea genelor, cursuri de machiaj, mașină, apartamente, două kebaburi la un preț exponențial de bun. Dependență ce vindem noi, voi vă dați seama că campania o să ruleze diferit. Voi doar nu stați în casă, amuie, și acolo vine iar o publicitate de la cacoita townhouse, his house, in the house,
Și este 10 townhouse-uri la preț de 9, cumpăr acum la doar 283.000 de euro un townhouse de 300 de metri pătrați. Și tu, Ileana sau Mișa, de cardul, că ia ca oferta hot. Dar nu se întâmplă așa. Noi doar înainte să cumpărăm o casă, putem să ne gândim 5 ani. Cineva și 10. Cei care se gândesc deodată se numește investiții. Adică cei care știu că se construiască și îi cumpără 5 apartamente. Da? Dar noi vorbim de mass market-ul. El se duce la o casă, el se duce la a doua, el se duce la a cincea. Rar când el vrea la Eminescu 76, pentru că peste drum e grădiniță și acolo femeia și învață și copilul crește și nouă cvartir acolo să ne luăm. De obicei sunt anumite preferințe sau apartamentul este zona ecologică și noi vrem precis zona ecologică și numai un developer poate să ne ofere chestia asta. De aceea aici momentul este despre ofertă. Când vrem kebab, spunem, de ce nu, 35 de lei, ne-am dus, am cumpărat, gata, de pe cardă m-am luat. Când vrem cursuri, întrebăm, dar cine e speakerul? Cine e specialistul? Pentru că e reducere de 25%, asta e păneatnă. Dar cine face lucru? Pentru că nu-i trebuie de, un masaj, spre exemplu, de 25 de lei. Sau frezură, da? Când eu frezându-mă la un barber, unde, spre exemplu, barba e 150 de lei, frezura sus e vreo 250-300, adică ceva genul ăsta. Căruci un complex este 300-450 de lei. Și dacă mie acum o să-mi spui că spate cu 75 de lei de făcut și barba și frezura, la mine se apare o întrebare, un fel de, dar cine îți frezează? Eu? Adică voi cine dați farfici și oglindă? Adică cum asta 75 de lei? Prețul deodată te pune în gardă. De aceea când noi vorbim de partea asta de buget, asta înseamnă câte mesaje. Noi avem pentru cursuri de Facebook avem o campanie, un buget. Pentru Instagram avem alt buget. Pentru feedback-uri ori alte chestii avem al treilea buget. Aparte. De ce? Noi spunem în felul următor. Fiecare produs, asta este ca un copil. Pe care trebuie să-l îmbraci, pe care trebuie să-l duci la școală, trebuie să-i cumperi rechizite. Eu având doi băieți gemeni, eu vreau să vă spun că aici nu merge varianta că eu mă duc și spun luna asta a să mănânci Oscar. Dar luna viitoare să ne gândim Oliver, cred că, pentru că luna asta noi nu avem bani să-i cumpărăm lui Oscar încălțăminte, numai lui Oliver. Sau, hai așa, un papuc lui Oscar și unul lui Oliver. Și ați ieșit pe rând afară. Respectiv, înțelegi, nu poți spui în felul ăsta. Atunci, de ce ți-ți pare că în publicitate tu spui că cursurile de frezură noi să le promovăm, dar spate pe lângă dânsele în cursurile de manicură? Nu, cursurile de frizură sunt un produs, un copil. De manicură sunt a doilea copil. Aveți oferta 2 plus 1, este ofertă. Oferta 3 plus 3, asta e altă ofertă. Aveți maiouri, asta e un produs. Aveți shorts, asta e alt produs. Se poate de combinat maiou cu shorts sau spui, la noi la magazin se vin maiouri, shorts-uri, chipiuri, asta. Dar promovarea asta mai mult va fi din categoria brand awareness. Nu poți să pui 15 oferte într-o ofertă cu 17 prețuri și clientul la scaute, care e cod la care lucrează și încotro merge. De aceea, aici intervine momentul că bugetul influențează totul. Haideți să vorbim despre strategia bugetului. Una dintre cele mai populare strategii este strategia 80-20. Ce înseamnă strategia 80-20? Este formula de redistribuire a bugetului. Este atunci când, noi acuși după asta o să discutăm despre remarketing și vă rog să vă conectați cei care mai ales vor să învețe, ori vor să lucreze, ori lucrează, dacă, ci mai ales cei care lucrează. Nu fac ceea ce spunem noi acum următoarele 20 de minute, la voi sunt probleme foarte mari în publicitate. De aceea, strategia 80-20, de ce e cea mai populară, a devenit una din cele mai populare, în general, cea mai populară e strategia 100%. Adică, este un anunț, am pus pe dânsul cât am pus și el a rulat. Mai smart, acum se face așa, un video, da? Promovez un video, cu 80% din buget. Ai 100 de euro, 80 de euro pui pe video și toți cei care s-au uitat la, de la 3 secunde la video, s-au făcut o audiență,
Îți poate arătat un mesaj adițional. Spre exemplu, dacă în video eu spun prieteni, vă invit pe data de... Ia că sâmbătă avem formula Pareto. Nu este despre Pareto aici. Aici nu e Pareto, e pur și simplu redistribuire. Dar da, formula Pareto e 80-20. Sâmbătă-duminică avem cursuri. Cursuri offline. Avem, sper că până la 10 persoane în grup. Și respectiv... Eu pot să fac o invitație și spun, prieteni, salutare, vreau să vă invit pe data de cât acolo, și 17 mai, la cursul Facebook Primii Pași, despre tot ce înseamnă social media și comunicarea în Facebook și Instagram. Și la video este să uite oamenii, eu fac o audiență de 10 secunde, de 50% este posibil prin business manager, de salvat toți cei care s-au uitat la video-ul ăsta. Și cu acei 20 de euro care au rămas, să arăt un alt mesaj, un banner în care îți zic 17 mai, curs Facebook, format offline. Și arăt deja la oamenii care concret s-au uitat la acel video. Adică fiți de acord, care s-au uitat audiențele asemănătoare? Nu este 80-20 formula în care 20% dintre efort aduce 80% din venit. Nu. Aici este o redistribuție pur și simplu mai standardă, poate fi 75, poate fi 85, dar așa, grubă-i srez, ăsta e 80-20, în care 80 punem pe video și 20 în remarketing. Următoarea formulă, pentru că sunt câteva, tot des întâlnită, asta este formula de 90-10. Asta este formula când noi, o mai mare parte, aproape tot bugetul, cheltuim pe trafic, de obicei asta sunt campanii click to website, sau campaniile carusel, sau campaniile de lead generare. Când noi avem costul per click, spre exemplu 10 cenți, 15 cenți, și noi dăm cât mai mult buget ca oamenii să clicheze. Și deja cei care au clicat, care au intrat la noi, mai ales dacă bugetul e mititel, cei care au intrat la noi pe site, nu că din 100, din 90 de dolari a să intre la tine gen 200 de oameni pe site, tu cu 10 dolari tamam poți să prelucrezi aceste 200 și să mergi în remarketing. Deci aici este două strategii, sunt un upgrade de la strategia de 100% în care tu pur și simplu generezi trafic, s-a vândut, nu s-a vândut, la revedere. Aici tu mai leși o lecțică de buget ca să lucrezi cu cei care au interacționat. Audiența asemănătoare cu cei care au interacționat, nu? Deci audiențele asemănătoare sunt audiențe de încă alt nivel. Asta e audiență chiar direct, audiență personalizată și ele sunt câteva. Toți care au privit video, toți care au fost pe site, toți care au fost cu evenimentul, toți care au dat like la pagină, sunt audiențe personalizate directe, concrete. Noi știm baza de date, noi știm cine sunt oamenii ăștia. Și noi în remarketing mergem la dânși cu bugetul rămas din cel care, spre exemplu, dacă noi am folosit strategie trafic spre site, click spre site. Atunci noi 90% generăm în click-uri spre site și 10% în remarketing sau dăjim. Putem fixa și așa ofert, dar numai la iște, încă o dată să le mai amintim. Nu targetăm femei, bărbați, nu știu cum, dar concret cei care au intrat la noi pe site ultimele 3 zile. Și arătăm concret lor. A treia, cea mai interesantă, corectă și formulă pentru cei care au un buget la 200 de euro în sus, este strategia 10-70-20. Este strategia în care noi spunem că, o secundă, când spui bugetul 100 de euro, de exemplu, te referi la bugetul pe care ești dispus să-l achiți pe o publicitate, pe un număr X de zile, pe un număr X de interacțiuni sau altfel. Când spun buget 100 de euro, este bugetul, sau 100, sau 200, sau 500, este bugetul pe care noi îl cheltuim în raza unei perioade X cu scopul Y, Z sau Alpha. Adică asta poate fi vizualizare de clip video, click spre site, interacțiuni postare, like page, oricare din scopuri, nu contează ce scop, avem doar 100 de dolari. În dependență de scopul care noi l-am ales, noi o să putem să ne promovăm ca timp. Spre exemplu, dacă alegem instrumentul click spre website, el nu o să ne permită cu un buget mai mic de 5 dolari pe zi. Asta înseamnă că noi maxim 20 de zile pe plancă de jos să lucrăm. Dacă noi alegem interacțiuni, postarea, noi putem și 30 de zile să ne promovăm cu 100 de dolari. E eficient asta cu 100 de dolari 30 de zile? Nu întotdeauna. Eu de obicei sunt adeptul unei filosofii de 1 la 1000, adică cu 100 de dolari eu mă promovez gen 2 săptămâni. Împart așa. 300 de dolari, 25 de zile.
Ну, типa, ceva genuista. $1000, 30 de zile. Și încă depinde de scop, de instrument, de ofert, sunt mulți factori care influențează cum să redistribuim. Dar când vorbim despre formula a treia, 10-70-20, prin ce se deosebește ea de formulele precedente, 80-20 sau 90-10? Formula a treia, 10-70-20, spune următorul lucru. Dacă noi avem un buget mai mare, de exemplu, 300, 500, $1000, și noi vrem să cheltuim mai smart acești $1000 sau acești $500, atunci noi luăm 10% din buget și testăm una, două, trei ipoteze pe o zi, două. Adică noi luăm $100 din 1000 și conștient îi cheltuim în dodi. Câteodată și cu succes, câteodată și cu rezultat, dar în mindset fiți gata că noi $100 pierdem. Datele pe care le-am primit, spre exemplu în defalcări, în decompoziție, noi vedem că acolo există femei de la dânceni, de vârsta 45 de ani, click rate-ul foarte mare. Intrăm în cerimie, într-adevăr, și completări de formular. Atunci noi 70% din buget din formulă investim în trafic către aceste insight-uri pe care noi le-am luat. Mici. Normal că dacă noi am putea, noi am acești 10%, ar fi bine să nu și $10. Ar fi bine să și $1000 10%, da? Dar nu toți au bugete mari. De ce? Hai să spunem așa că formula ne arată niște margini care pot fi stânga-dreapta împrăștiete. Adică noi luăm o leacă de buget, testăm ipotezele, una, două, spre exemplu, nu știm cu care imagini să mergem, cu video sau cu foto. Am pus $10, noi știm audiența, știm regiunea, știm tot, nu știm ce să facem, poză sau imagine, unde cheltuim banii. Am pus poză și imagine, ne-am uitat care rezultatul a adus și încercăm să investim restul bugetelor de 60-70% în bază, traficul de bază. Iar 20% va rămâne acel remarketing despre care tot vorbeam și în formulă 80-20 sau 90-10. Problema nu e în bani, problema e să știi cum e să nu îi cheltui în dodi, cum spui tu. Da, eu prefer să spun că investiția în publicitate ar fi bine să nu că fie catalogată ca cheltuieli, dar ca investiții. Dacă voi veți calcula așa un parametru, duceți-vă la marketologii voștri. Voi ca marketologi întrebați-vă dacă știți sau nu știți. Duceți-vă la director și spuneți, noi de azi înainte calculăm ROAS-ul și ROM-ile. Dar dacă ești maladet, văpșe și ROI-ul calculează. E ca trei cuvinte blasteme, ROAS, R mare, O mare, A mare, S mare, adică return of ad spend, adică întoarcerea investiției din bugetul cheltuit pe publicitate. ROMI, return of marketing investment. Și ROI-ul, asta e văpșe pe companie, return of investment. Luna asta am investit în campania €100, și ne-au adus 30 de lead-uri și ne-au făcut €100. Return of investment 100%. Noi ne-am întors ROAS-ul. E 100%, ne-am întors investiția în publicitate, dar nu în marketing. Pentru că în marketing acolo era și salariile marketologului și creativul și retul și acolo minus suntem. Și în ROMI încă mai mult cheltuieli între. De ce? Adică, cu siguranță eu vă îndemn că voi să priviți un pic mai de sus dacă sunteți în marketing, dacă aveți treabă cu marketingul. De ce? Când noi vorbim despre redistribuirea strategică a bugetului, asta înseamnă că noi trebuie să cheltuim smart, noi trebuie să ne gândim ce am cheltuit, dar mai important decât setarea, decât cheltuiala, este post-setup. Post livrabil. S-a terminat campania. Câți din voi v-ați așezat să faceți defalcare? Acolo este așa un breakdown în campanie. Să fiți defalcare în bază de vârstă, gen, țară, placement, dispozitiv. Și să vă uitați. Oho, la mine click-ul pe femeie 10 cenți, la bărbații 14 cenți. Femeile la mine în general nu sunt clienți. Chiar dacă e ieftin, dar ei nu sunt clienții mei, bărbați clienții mei. Atunci, de ce la mine femeie? De ce eu am pus 865 de Moldova? Crezând că să mă vadă tăți? Nu, trebuie mai targetat. Dar pe reclamă e mai scumpă. Mai gine mai scumpă, dar mai conștientă decât să arate la femei de 65 de ani din Sarata Galbenă, dar tu vinzi carne la Botanica pentru bărbați șașlâși, da? De 39 de ani bărbați. Adică, când noi vorbim despre targetare și bugete, bugetul este garantul că tu asai benzină. Targetarea este experiența șoferului. Cât de multă benzină în bac n-ai avea, dacă n-ai mers niciodată cu mașina, a să mergi, nu că n-ați poți porni campania, apeși pe butonul albastru, boost post,
Acolo Facebook îți faci tu faci mă next, next, save. Iată, asta înseamnă că tu te-ai suit la tata genunchi, la tata Facebook, el ține rulul și tu ca guie, ca nu că nu mergi, mergi, nu că n-a să rezultată, să ai, maștababil nu va fi. Pe campanii de buspost, pe butonul cel albastru, ne pastroiești business, nu e posibil, instrumente limitate, analitică puțină, nu este comod, nu este corect, Facebook-ul nu îți dă atâtea instrumente cât îți dă când ai business manager, sharing de audiență, domen, securitate, nivel, mai multe conturi publicitare, zeci de... Noi avem un curs întreg pe tema asta, Master Ads, cine vrea, apropo, urgent, amoi, puteți să-mi scrieți, cine e ca tăti ROAS, ROMI, ROI-ul, noi nu avem azi în ofertă acest curs, cine vrea ofertă pentru cursul de cum să setezi publicitate și cum să share 50, 100, 150 de euro pe lună de la clienți făcând servicii de publicitate, scrieți-mi Instagram talmazan.media. Dumitru, vreau ofertă și vă fac și data e azi la noi. 11% reducere vă fac. E că dacă cursul era pe data de 99 mai, erau 99% reducere. Și ne vreau oferte pentru cursul Master Ads, e un curs de vreo 6 zile cu o zi întreagă de setare, cu creare de business manager, pixel, audiențe, CTR, CPM, CPC, CPA, CPL, CPR, tare multe blestemuri care țin de partea de ads, cum se setează. Apoi e ca, când noi vorbim de partea asta de publicitate, dacă tu ai benzină, asta e buget, și dacă tu te-ai învățat să targetezi, atunci tare binevenit este formula 10-70-20. Desigur că fiecare deja poate să izvârcească cum vrea, poate să facă 3, 5, 29, 46, 36, este sunt niște paradigme mari, generale, legate de partea asta de comunicare. Când vorbim despre unul dintre cele mai grave probleme care le văd eu la audiențele cu care noi lucrăm în cursuri, în clienți, asta este că noi ne-am învățat să generăm trafic. Să apăsăm butonașul cel albastru, boost post, sau să apăsăm în stories boost, sau să creăm o campanie gen punând 100 de euro sau 10 dolari pe zi, sau 5 dolari pe zi, cum mai este popular, și așa las campania să ruleze. Dar un lucru care nu-l fac o bună parte din oameni este dăjâmul. Este faptul că dacă ați fost tânăr și frumos ca mine cândva, probabil ați fost la întâlniri și ambele roluri își au frumusețea lor. Dacă ești bărbat, există așa o chestie că tu poți să o duci pe dânsa acasă vreo jumătate de an, spre exemplu, și să nu o săruți. Nu că tu pești, sau ți-e frică, sau nu știu. Motivul nu știu de ce tu asta nu faci. Dar tu acțiuni faci, nu ne dăjmaiești, nu ești proactiv până la final. Din partea ei este așa o chestie că ei a trebuit o lecțică încă să o mai ții la poartă. Încă o leacă, să te apropii cu 3 cm mai aproape, adică mai, știi, iaca, nu s-a întâmplat pentru că ai dat zadnie. Apoi ca să nu se întâmple zadnie asta în campanii, este așa concept care se cheamă remarketing. Ce este remarketingul? Remarketingul este elementul că, pe de o parte, noi generăm trafic. Noi avem campanii de video views, campanii de engagement, campanii de like page, campanii de trafic spre website, influencerii trimit trafic la noi, oamenii vin sau noi trimitem oamenii undeva pe un landing page sau la noi în message, ei deschid, întreabă dacă cât e preț, sau întreabă dacă cât e liber, sau întreabă dacă cât se poate, dar sunteți deschiși, dar nu sunteți deschiși. Deci este primul contact. Tu o duci până la poartă, tu îi dai formularul și mai departe dispare. Ce trebuie de făcut? Trebuie de făcut o audiență, vă spuneam despre business manager, în interiorul lui se poate de făcut audiențe personalizate. Este audiență toți cei care au privit video. Este audiență, 6 audiențe de Facebook, 5 audiențe, 7 de Facebook, 6 de Instagram. Eveniment, bază de date, trafic spre website, sunt peste 100 și ceva de audiență raportate la timp, la tip de audiență, care se poate de creat și de mers țintit. Spre exemplu, voi puteți arătați reclamă la cei care vă scrieți vouă un mesaj ultimele 360 zile.
Fiți de acord că dacă voi știți că voi anul ăsta v-a scris vreo 1000 de oameni, dar au cumpărat numai vreo 300, 700 ori n-au nevoie de produs, sau dacă produsul vostru poate fi cumpărat în fiecare lună, înseamnă că dacă concret lor să le arătăm, fiți de acord că e mult mai calitativă audiență decât pur și simplu femei, bărbați care se află la ciocana cu interesul, hobby, sport, nu știu ce. De aceea, asta se numește că noi, cel mai simplu să explic remarketingul, când voi vă duceți în Booking, site-ul Booking, sau vă duceți pe AliExpress, sau vă duceți pe site-uri în general, și v-ați uitat la o cvartiră la Zatoca pe Booking, și când vă duceți în Facebook, acel apartament, acea casă, acea vilă, acea ofertă, de urma voastră vine. Iar că asta este remarketing sau retargeting, cineva îi zice. Sau husele de pe AliExpress. Voi v-ați uitat la huse, pac, nu mai vin în Facebook, dai de 2-3 ori scroll, fix husele și ele vin din urma ta. Sau ați adăugat în coș, n-ați finisat cumpărătura, peste vreo 2-3 zile, la voi vine o publicitate de la acest brand. Și respectiv, asta este remarketing, voi ați nimerit în audiență, prin Pixel sau prin Google Analytics, Google AdWords Code Tracking, și atunci eu am posibilitatea un an de zile să vă arăt reclamă. Este un an de zile dacă voi n-ați mai intrat pe site, spre exemplu, la site-ul sus 80 de zile. Atunci, voi dispăreți din audiența mea. Apoi, ce este important este că tare des noi vindem la audiența rece. Cine este audiența rece? Audiența rece este cei care noi îi targetăm. Cei care noi îi le facem targetare conform femei, bărbați și nu știu cum, nu știu care. Iar un lucru important pe care voi trebuie să-l țineți minte este că vânzarea se face pentru audiența caldă sau audiența fierbinte, audiența hot. Da? Cum asta se ia în calcul? Adică dacă voi acum mă priviți pe mine, există probabilitate că voi sunteți în audiența caldă, din rece spre caldă. Voi ieri erați audiență rece. Dacă eu, când eu v-am arătat vouă publicitatea despre webinar, cine a venit din publicitate, din targetare, voi erați targetați după interese, după comportamente, dacă voi prima oară ați venit, voi ați fost audiență rece. Fiți de acord că dacă eu, în loc de acel anunț, webinar gratuit, aș fi arătat oferta Mentor My Business, 4.000 de euro pe 6 luni de zile, voi aveți spus, stimabile, mă scuzați, dar mă ating curge. Ia atrageți atenția că mă ating curge totuși. Adică noi înțelegem că nu, către audiența rece, tu nu poți să intri cu un mesaj comercial, mai ales cu cec mare. Cine este audiența caldă? Audiența caldă este cei care au interacționat cu noi. Au dat like la pagină, au văzut video-ul, au fost la webinar, au comentat, nu știu ce, au făcut share, au completat un formular, au downloadat un PDF, un checklist, un test, au trecut. Audiența care a interacționat cu brandul nostru. Audiența care a fost în contact cu postările noastre. Audiența care ne urmărește. Baza de date care mai cumpărat ceva. Transferul deja merge spre audiența fierbinte. Asta sunt clienții concret interesați. De exemplu, noi pentru voi avem o ofertă pentru cei care, apropo, cursul de sesiune de întrebări-răspunsuri, pentru cei care sunt acum în webinar și cei care vor să se scufunde în lumea social media, în lumea digital, în lumea comunicării sociale, în lumea industriei de digital marketing, pentru voi toți am o ofertă specială. Voi puteți să vedeți și un buton în fața voastră. Dar este cursul de Facebook Start și este cursul de Instagram și este cursul de combo. Sunt câteva oferte pentru că ține de totuși comunicarea cu partea de online. O sistemă nouă de predare, dacă vreți, am încercat să abordăm. Există primii pași în online. Cum se poate de învățat acum în general? Poți cumpere un curs online sau poți să faci cursuri prin Zoom sau poți să vii în cursuri offline. Eu am mers un pic mai departe, am înțeles că acei câțiva mii de oameni care au trecut deja cursurile astea, eu am analizat că o parte din ei nu au reușit pentru că
au fost greu să aplice instant. De aceea fiecare absolvent al nostru care cumpără acum cursurile merește niște grupe de mentorat lunar în care puteți să veniți la noi cu întrebări și să lucrăm împreună cu voi. Cum se petrece cursul la noi? 10 video plus o carte plus 2 ședințe online. Cu alte cuvinte, azi voi completați formularul. Există 10 lecții video preînregistrate. Este parte teoretică. Voi ascultați acele lecții, dacă chiar sunteți la cel mai zero din zero care este. Atunci pentru voi ați fi primul atingere. Dacă aveți experiență, treceți și ați vedeți, voi sunteți la același nivel cu cum văd eu că ar trebui să fiți social media manager, mai sus, mai jos, în ce direcție sunteți. După care, voi când vă înregistrați, voi să vă sune managerul și o să vă livrez o carte. Cartea, o să rog colegii mei, că chiar am aici cartea, dacă pot să mi-o transmită. Cartea este peste 200 de pagini de conținut. Aparte, cartea costă 50 de euro, 25 de euro, acum se vinde, mi se pare că 25 de euro cartea costă. Este o carte care are peste 200 de pagini de conținut, de exemple. Iar asta e cartea pe Instagram, fix așa este și pe Facebook. Conținut, exemple, contente, tabele cu formule, gata, numai le descărcați și Excel-urile cu content planul, toate ele sunt. Workbook-ul ăsta are 227 de pagini și el vine ca atribuție. Cu alte cuvinte, sunt 10 video, voi vă uitați la video și vă uitați la carte, vedeți că eu acolo ceva vorbesc, voi vă uitați, aha, asta e aici, după care noi ne vedem într-un call Zoom, în grup, două zile, câte 3 ore, în care eu încă o dată de la început povestesc cursul și explic fără să iau în considerație că voi aveți carte sau că ați văzut video, eu vă povestesc cumva prin exemple partea de concepte, puncte, strategie, posibilități. De aceea voi aveți două oferte în contextul ofertei speciale. Asta este oferta cursului de Facebook Start, în loc de 99, doar azi 79 de euro. Este oferta de Instagram și este oferta combo Facebook plus Instagram, 140 de euro. Respectiv, dacă voi vreți să începeți conceptual, să vă schimbați viața, ori să lucrați în social media, ori să înțelegeți ce lucrează oamenii cu care voi colaborați, vă recomand să treceți minim combo, varianta de posibilitate combo, ca să știți ce să cereți la angajați sau să știți cum să prestați serviciu și poate fi primii pași, primile atingeri. Știu că există și în rate posibilitate. Pentru cei care, în afară aceste oferte, pentru cei care vor mai avansat, el e mult mai complex cursul, e mult mai bun și mai scump, îmi scrieți în Instagram. Talmazan.md este Instagram meu, scrieți, Dumitru, vreau oferta pe TAT sau vreau oferta pe Masterat. Pentru că dacă voi să luați masterat, încă acolo colegii mei poate să vă facă o ofertă interesantă. Dacă sunteți mai mulți, vreți companie sau vreți să, dacă vreți să lucrați în zona asta și vreți agenția voastră, iarăși trebuie să înțelegeți în ce direcție mergeți de comunicare. De aceea, spuneam despre experiența noastră trecută și voi puteți găsiți aceste materiale, aceste detalii în YouTube, în Facebook, a participanților care au trecut cursurile date, a celor care au luat de la instruiri mult content și azi lucrează, fac bani și pot să întorci investiția în prima lună. Noi avem o sesiune de întrebări, puteți să ne bate despre curs, despre program, eu doar să recapitulez un pic ceea ce am discutat noi azi, ca să vă fie foarte clar până completați formularul, până când mai vă gândiți ce întrebări aveți la ordine de zi sau legate de tema de azi sau de ofertele care sunt. Când noi vorbim despre publicitate, eu vreau să vă gândiți la câteva detalii. Este platforma, este creativul, este strategia și bugetul de strategie și este elementul de remarketing care trebuie să fie parte din ele. Când noi vorbim despre platformă, mai bine este Facebook plus Instagram decât Instagram plus Facebook.
când noi vorbim în special 90% de publicitate, fără ea, din păcate, toată comunicarea voastră asta este liniștirea doar psihologică a business-ului vostru și a șefului vostru, că la voi este sămâmșică, fetița care face content. Înțelegând că ecosistemul Facebook-ului este complex, trebuie de creat business manager, de creat cont, de creat audiențe, de creat active, toate acestea se raportează la buget, în care noi spunem că dacă nu ai un buget, nu suntem de la 100, 200, 300, 300, 500 de euro, de am putem și ceva să facem, dar depinde de business, de nișă, de țară, de așteptare de KPI pe care voi o aveți, noi vom construi această strategie de promovare, dar bugetul contează și redistribuirea lui 90, băgăm tot în trafic și 10 o lecțică, dăjumaim remarketingăm sau băgăm 80 și o leacă mai mult, dăjumaim 80, asta înseamnă că avem mai mult un instrument care va crea o audiență mai mare, cum ar fi video views. Sau la noi este 10-70-20. Cifrele voi puteți să le migrați mai la stânga, mai la dreapta. E un soi de clasificare. Dar logica este că cât mai bine veți testa ipotezele de targetare, cât mai bine veți ști audiența voastră, cu atât mai bine voi veți putea număra și ști ce să numărați ca rezultat în campaniile voastre. Remarketingul fiind capacitatea de a crea audiențe și de a merge cu alt mesaj, cu alt buget, cu altă strategie în a ajuta să se vândă, în a aminti că trebuie să cumpere sau în a vinde o altă ofertă. Toți cei care au fost la webinarul ăsta, eu pot să fac un remarketing către alt webinar. Poți să fac remarketing către un curs Facebook Start sau Instagram sau poți să fac un remarketing like page la pagina de Instagram Talmazan School. Pentru că voi ați fost în webinar, voi ați fost pe URL-ul site-ului, eu am audiența aceea și eu am posibilitatea să vă retargetez. Ceea ce înseamnă că noi putem și trebuie să promovăm mai smart. Nu vă temeți să cheltuiți bugetul. Convingeți-mă că voi știți conceptual, teoretic, reguli de lucru. Și pentru asta, ori singuri, ori cu noi, treceți cu Facebook Start și Instagram pentru cunoașterea social media, iar cursul Master Ads este despre publicitate. Și începeți să testați. Calculați pe un termen mai mediu. Vedeți care este perioada de decizie. La noi, în instruire, perioada de decizie poate fi jumătate de an. Voi acum, prima oară m-ați văzut, ați nimerit în audiența caldă. Voi încă nu știți cine e Talmazan, că el e certificat Facebook în Moldova, unicul până când pahodul, că el are MBA-ul, business administrare, MBA executive, că el are instruire în marketing, sute de companii, mii de studenți și voi, analizând dacă vă apucați de instruit și pentru voi contează că în spatele speakerului care vine în fața voastră să fie artefacturi, voi calculând cine este în piață, îți vă dați seama că în piață acolo studenții lui numai, care după cursuri s-au dus în viață și voi spuneți ok și poate să trec 3 luni, 6 luni până voi să luați decizia. Deci eu înțeleg că nu neapărat toți care sunt aici sunt acei care vor lucra în social media, sunt cei care vă cumpără azi sau în general vor cumpăra. Mie mă aplicați ceea ce eu v-am spus. Eu să mă uit la întrebări, voi până când puteți vă înregistrați pe Instagram, pe talmazan.media, dacă vreți Mentor My Business, pe butonul care a apărut, dacă vreți să vă înregistrați la oferta Facebook sau Instagram sau oferta Combo. Așa, am câteva întrebări, un creativ video. Câte zile recomand să fie rulat? Marin scrie. A doua întrebare este ce părere ai despre reclamele cu target automat din partea Instagram. Îmi bineînțeles că promis rezultate mai bune. Așa. Legat de video, câte rulaj, eu în general, dacă noi vorbim, spre exemplu, ca, nu știu, pentru un webinar, eu dedic 2 săptămâni de promovare. Genul o săptămână, 10 zile se promovează un video, după 3-5 zi poate să înceapă remarketingul instant, în ultimele 2-3 zile poate să fie remarketingul final. Adică dependență de... în general, câte zile noi avem calendaristici pentru campanii. Pentru că există, spre exemplu, anul nou, știți, știu că de anul nou sau mușe ca 1 iunie, test din 1 iunie să facă reducere. Cu câte zile să facă reducere? Cu o zi, cu 2 zile înainte, cu 3 zile înainte. Dacă vorbim de standard clasic, gen, n-avem niciun scop de evenimenturi, nu știu ce, atunci eu prefer în jur de 2 săptămâni, 2-3 săptămâni, nu mai mult, pentru că o lună de zile totuși campania trebuie tare mulți bani și mai bine să testezi 3 campanii pe lună decât una pe toată luna.
nișa fashion. Eu aș merge cu campanii lunare la nivel de brand awareness, gen vizibilitate a brandului, poate fi lunar, gen buget pe zi, gen 2, 3, 5 dolari pe zi, dacă nu suntem bogăței, dacă suntem bogăței 5, 10, 15, 20 pe zi. Și atunci noi, awareness la nivel de un branding, de stil, de video pe audiență nouă. Și este așa o tehnică, cine este în targetare, o să mă înțeleagă, cine nu, creșteți pe la nivelul ăsta. Există posibilitatea când noi postăm o postare în campanie sau în feed, să creăm audiență toți cei care au privit 3 secunde din video. Apropo, puneți în plus, am ușină, o înțeles tehnica asta. Deci noi facem o postare sau lansăm o campanie, adăugăm un video, brand awareness, spre exemplu, un video, să mai spune show reel sau de astea, Talmazanscu, spre exemplu, da? Branding-ului video. Scopul acestui video trebuie să atingă audiență nouă, continuu. Nu mă interesează și care mă știu, vreau să mă știe mai mulți noi. Respectiv, eu n-as targetez, spre exemplu, conform intereselor, asta eu, clientul meu este 19-45, și tot Moldova, spre exemplu. Și eu îi bag 20 de bucks-uri pe zi, dar cum să mă conving eu că video-ul ăsta n-a să arăte de 3 ori la aceeași persoană? Sau n-a să arăte mai mult aici? Apoi, iaca, făcând audiența de 3 secunde video, eu mă întorc în campanie și acolo unde eu am include target, este exclude. Și eu exclud pe toți cei care au privit 3 secunde video. Respectiv, când tu te uiți la video, tu nimerești în audiența care te exclude pe tine din următoarele vizualizări. Astfel, eu mă convinc că tu niciodată n-ai să vezi de 2 ori. Tu nu mai ai văzut 3 secunde, tu ai exclus. Ai văzut 3 secunde, tu ai exclus. Astfel, eu fac impact unic maximal. Desigur că este și instrumentul impact care poți să dozezi frecvența, să poți să vadă un om odată la 30 de zile și respectiv să vadă odată. Dacă ți înțelegi tehnica, e tare bună. Dacă nu, atunci a să vii în ziua aceea. Cum urmărim conversiile, rentabilitatea bugetului de marketing dacă produsul se vinde în retail? Nadejda, trebuie mai multe detalii, dar în retail cu siguranță sunt pentru retail foarte mult contează, dacă noi vorbim de B2C, brand lift-ul, deci puterea brandului, și voi puteți să măsurați că voi nu faceți campanii, la voi este 300 de vânzări pe lună, am făcut campanii, îs 500. Asta e primul criteriu. A doilea, asta este o ofertă care este numai în online. Gen, vine la magazin, spune Dumitru Talmazan și beneficiați 25% reducere. La fel. Sau publicitate în raza unui kilometru. Deci Facebook permite ca tu să iei geolocația, o pui și în raza unui kilometru la retail-ul tău și tu faci promovare la raza în care este acest magazin. Dacă la tine este, nu știu, de uz casnic sau depinde de produs. Deci aici, ca elementul ăsta, cu siguranță branding-ul, ca și la B2B, și deja campanii mai țintite. Dar depinde ce produs tu ai, pentru că acolo poate să deviezi strategia. Așa, cursul este doar pentru antreprenori? Valentina, nu, cursul exclusiv este pentru toți cei care sunt la început de cale, cei care vor să învețe ce se postează, când se postează, avatarul clientului, campanii de boost post, astea simple, setarea unei pagini, crearea unei pagini de Instagram, de Facebook, strategie de promovare, promovarea 4D, 4 dimensională, Insta Stories, live-uri, feed, IGTV, stiluri de Instagram. Aici sunt 200 de pagini pe Instagram și 200 de pagini pe Facebook, 2 cărți, 10 videouri, 2 zile per fiecare curs. Deci e foarte mult content pe partea de Facebook și Instagram și valabil pentru cei care vor să înțeleagă și asta, și asta sunt antreprenori sau angajații care n-au direct responsabilitate, valoare cu partea de conținut, și în mijlocii cei care se învață numai, nu au început să lucrez, dar nu înțeleg ce trebuie să facă, și asta content, și asta content agreement, cum asta distribuim contentul, ce tipuri de content există, formate de content, câte ori postăm, o dată, 2, 3, 5 ori pe zi, dimineața, neața, seara, când postăm, să promovăm, să nu promovăm, cu cât, cu de care. E că este despre asta cursul Facebook Start și Instagram. Veți butonul, clicați, înregistrați-vă. Așa, ce atrage audiența de pe Facebook sau Instagram când vorbim despre evenimente de instruire online gratuite? Titlu, banner, text, însuși oferta. Doina, dacă vorbim de evenimente de instruire online,
Din experiența noastră, copywriting-ul este un element foarte important. Creativul e important, cine e pe creativ. Spre exemplu, dacă noi vorbim despre cursurile Talmazan School, la noi foarte bine lucrează triggerul, câștigă mai mulți bani din online, promovează-ți afacerea în online și normal că Maria s-a adunit cu Talmazan dacă îl pui și noi din cauza că îl punem des, câteodată și costurile cresc, dar pe alt speaker mai bun n-avem, așa că și avem așa îi punem. Și desigur că este brandul, cum era la situația cu Laurent, da? Tu ai văzut pe Laurent, tu ai înțeles și produs și tu întrebi, am nevoie, n-am nevoie, am nevoie, click, n-am nevoie, swipe, da? Adică duci mai departe. Deci aici la cursurile online depinde dacă triggerul tău este prețul, este speakerul, este tema, este formatul, care este diferența a ta? Plus în instruire nu neapărat că se vinde vlog. Instruirea totuși trebuie să-i dai un lead magnet, un tripwire, un core product, maximizer, adică sunt matrice de produs, trebuie să fie un pic mai diversificată și făcând brand awareness, vizibilitate, dând gratuitate, spre exemplu, eu astăzi vă dau vouă tipsuri, stă lunină, stă om acolo, eu stăm două ceasuri, sunt cheltuieli, reclamă, manager, toți astea sunt cheltuieli care să livrăm un content gratuit. Și noi îl facem de ce? Pentru că interesul nostru este să vindem? Nu, de fapt e un interes foarte simplu. Eu înțeleg foarte bine că un om care să vadă prima oară un Dumitru Talmazan sau un Laurent Soares, el poate să nu iei decizia. De ce? Pentru că nu are argumente destule. Dar văzând un webinar de o oră, el a auzit cum el vorbește, cum gândește, poate i-a plăcut, poate nu i-a plăcut, poate vrea să ducă, dar după ce a auzit cum vorbește. Nu vorbește, dar vorbește. Apoi el nu vrea să vină la dânsul la curs pentru că folosește rusisme, pentru că vorbește cu mâinile întinde. Adică sunt diferite elemente care influențează în industria de instruire rezultatul. Și atât webinarele sunt unul din strategii în sensul ăsta. Tax, ce ține de network marketing? Folosesc acești principii sau e mai diferit? Network marketing sau audience marketing, audience network? Stai că nu m-am prins, Irina, dacă poți și e important, scrie-mi, trebuie, la ce te referi network marketing. Așa, există evidență că faci publicitate pentru o instituție guvernamentală în targetare, setări, alte specificații. Instituție guvernamentală, noi am avut experiență cu sisteme de stat, ordine publică, poliție, rutiere, instruire am făcut, ministerele educației, proiectele. În targetare nu există, cu excepția politicii, medicinii, sistemelor de creditare și ipotecare, nu există reguli diferite. În spatele monitorului acum se află omul. Indiferent de title job-ul tău, ești o persoană publică, ești un student, șerfi tău măia de șărac sau mănânci a măia ustriță, nu contează ce faci tu. Tu ai așa numitul job to be done. Tu în interiorul tău ai așa un feeling, băi, trebuie să fac ceva în viața asta. Sau, am un business. Înainte să puteai offline, am uia online tătăi. Sau, la mine fetița acolo lucrez, de eu habar n-am ce faci e. Poate nu-i timpul să înțeleg și eu și. Sau, trebuie să fac un ban. Eu stau cu copilul sau învăț după masă, trebuie să-mi fac a mie 100 de euro. Cum? Investesc o sumă anumită de bani, un timp anumit și în 2-3 luni de zile îmi scot investiții și încep să câștig niște bani. E ca noi intervenim în targetare cu durerile oamenilor. Când pe tine nu ți-a dat reclama ce era, știți cum, voi și echipe tine? Și femeile ce eu da, dar da, mai idem cu ea. Adică, de ce? Asta este targetare prin mesaj, prin durere. Voi n-ați văzut, atrage atenția, apropo, la publicitate. Mie foarte mult îmi place elementul de publicitate și poziționare. Nu știu dacă ați văzut, spre exemplu, părul tău se rupe? Vrei un păr ca la salon? E că muie foarte multe companii de cosmetică, de asta, lacuri, păruri, șmăruri, vorbesc prin prisma SEO-ul, apropo. SEO-ul, m-am mirat că SEO-ul are crască de păr,
Deci n-am știut, dar am la televizor am văzut publicitate și el poziționează ca păr ca la un salon de frumusețe. Și atunci, cine, ce femei vor reacționa? În primul rând, este o femeie care real se duce la salon. E să uite și zice, aha, da, zdraste, precis, 40 lei ai luat un sios sau 60 lei și prost să dai 1000 lei la salon. Normal că nu. Dar cel care este cu un target mediu spune, băi, n-am bani de salon. Asta e un sios și păr așa ca la salon. Amuia eu am făcut așa, tăitură de asta, grubă îi sries. Dar asta e logica targetărilor. Și când noi vorbim de proiecte guvernamentale, când vorbim de asta, e aceeași concept. Tu ai o audiență către care vrei să transmiți mesajul, proiectul tău guvernamental sau pagina ta are un branding, are un logotip, are un nume, are o reputație, independență de pozitiv sau negativ, e că nu o să livreze mesajul, el ori o să fie primit, ori nu o să fie primit. Asta e o logică care nu poate fi anulată și de dorința voastră, de dorința mea. Asta e o realitate în piață. Așa noi reacționăm, așa voi reacționați. Mă aruncă internetul în momentul când a întrebat de network marketing, companie gen MLM, ca să promovăm produsele. A, MLM-uri, multilevel marketing, așa, multilevel marketing, ce ține de multilevel marketing, folosiți și principii sau mai diferit. A, noi avem și în consultanță multilevel marketing, avem Mentor My Business, un proiect de multilevel marketing. Am fost în audituri la companiile noastre mari care sunt pe multilevel marketing, respectiv, nu, strategia nu, creșterea brandului, dependență și vrei să promovezi oferta de HR pentru că ai nevoie de manager sau promovezi soluții de sport, dacă nu ai dreptul să spui deschis că vinzi Herbalife, spre exemplu. Deci aici e același produs, doar că el e împachetat un pic altfel. Am înțeles, mersi mult, dar o întrebare este ce părere despre reclama cu target automat din partea Instagram-ului, în momentul de lucrez pentru rezultat, mai bine așa. Target automat din partea Instagram-ului e o alternativă, eu îl folosesc atunci când e lene să mă gândesc, n-am când sau nu prea am bani mulți. Ca strategii de promovare, nu. Ca soluție, da. Poate, deși nu, mai ales dacă duci rezultat. Așa că, colegi, cei care... Mai aveți întrebări, scrieți, eu sunt aici. Vă spuneam despre faptul că noi avem curând câteva programe de instruire legate de Facebook și Instagram. Butonul care voi îl vedeți este oferta specială care am pregătit-o pentru voi, care e legată de comunicarea în online. Cursul Facebook Start, 79 de euro, cursul Instagram, 79 de euro și cursul Facebook Plus, cursul Instagram, oferta combo, 140 de euro. Aveți practic peste 60 de euro aproape reducere la pachetul de instruire. 140 de euro, un client, dacă sunteți student și vreți să lucrați, să luați și v-ați scos investiția. Dacă sunteți companie, probabil în 2, 3, 4 luni, dacă ați făcut promovare și eu vin cu un audit la voi, eu pot să vă arăt unde banii ăștia s-au cheltuit în Dodie. Dacă voi n-ați făcut deloc promovare, de-a muncă mai mult ați pierdut decât așa la care au cheltuit în Dodie. De aceea este așa un element care eu îl numesc Return of Investment, ROI. Noi putem garanta return of investment. Dacă voi treceți instruirea și voi nu primiți rezultat, ați făcut tot ce eu am zis. Dar nu. Atunci noi întoarcem banii. Teoretic, n-aveți nimic de pierdut. Dacă vreți ceva mai avansat, publicitate, avem un curs de 6 zile. Ăsta este curs înregistrat plus 2 zile plus carte, Instagram-ul e 2 zile plus carte, iar masterat-ul este de 6 zile. Acolo oferta vă dau individual, pentru că ea este pentru cei care se percep, trebuie să vă dau 2-3 întrebări, să înțeleg de ce vă asta vă trebuie. Îl avem și în format offline și în format online. De aceea scrieți-mi pe talmazan.md, Dumitru, dă-mi oferta pe Instagram. Pe masterat. În rest, butonul care îl vreau la curs completați, dacă voi nu ați reușit să vă înregistrați, scrieți în Instagram, Dumitru, dă-mi oferta de start sau de Instagram sau de combo. Dorință să fie. Capacitate de întoarcere investiției garantăm că există. Până atunci, colegi, prieteni, oameni buni și cei care mi-aud, eu, știți, nu că n-am vrut azi să fac webinarul, dar la început de cu vreo oră înainte avem așa o stare, știi că după blăjâni, cam greu așa pornim, troie.
Acum mă simt foarte bine, mă simt destul de împlinit. Nu am văzut avalanșă mari de, mesaje, mesaje și taguri în Instagram, dar vă dau câteva secunde să vă corectați. Talmazan.media este Instagramul meu, două requesturi sunt doar Helen și Irina Bârcă, mersi mult, cei care au făcut tag. Ceilalți, talmazan.media este Instagramul meu, acolo scrieți tot ce vă interesează. Dacă vreți o carieră în social media, începând de la instruire, finisând cu angajare, dacă vreți o carieră în marketing, avem câteva posturi vacante la clienții noștri care au nevoie de director de marketing, manager de marketing. Dacă vreți să vă deschideți propria afacere, avem programul Mentor My Business, scrieți în Instagram. Dacă vreți instruire, înțelegere și pur și simplu o viață digitală corectă, vă aștept la cursurile noastre. Până atunci, noi mai avem câteva programe de gratuite, webinare pe YouTube-ul nostru. Sunt încă vreo 10 webinare preregistrate care au fost. Voi puteți să faceți cunoștință cu ele acolo, teme diferite. Mie îmi spune Dumitru Talmazan. Eu vă mulțumesc pentru implicare, pentru prezență și din partea echipei Talmazan School vă dorim o seară frumoasă, excepțională, fermecătoare, fără tuse, febră și musculare și de celelalte și like-ul, share.